Mulțumesc mult! Mulțumesc pentru acest premiu și mulțumesc în primul rând președintei TNL, Mara Mareș, care a și organizat și m-a și premiat. Felicitări! Sunt foarte bucuros că am avut plăcerea și bucuria să stau în această seară lângă prietenul meu, Ludovic Orban, președintele PNL. Am fost întâmpinat la sosire și m-am bucurat foarte mult de primarul orașului Sinaia. Și am spus și îmi face plăcere să repet. Este un oraș frumos, este un oraș îngrijit, un oraș care face cinste României. Să-l aplaudăm pe domnul primar. Apreciez foarte mult, domnule primar, că sunteți un real sprijin, nu numai pentru oamenii din Sinaia, ci și pentru TNL. Când am intrat, am văzut că sunt în sală și buni prieteni de-ai mei din PNL. Îmi permit să-i salut pe toți. Dar cel mai mult m-am bucurat că văd în această seară viitorul PNL, pe voi! Și viitorul este bun. Această seară m-a convins că pentru viitorul PNL-ului nu trebuie să ne facem griji. Sunt foarte mândru de voi și țin să-i felicit în primul rând pe toți cei care ați fost premiați. Felicitări pe merit! Dar sper să nu vă supărați că vă felicit pe toți, pentru că vă implicați! Bravo! Când a început festivitatea, recunosc că evocarea unui mare liberal, a fostului președinte al partidului, Mircea Ionescu Quintus, mi-a produs o profundă emoție. Am avut onoarea să-l cunosc pe Mircea Ionescu Quintus destul de bine. Am avut o relație apropiată și am învățat de la el un lucru extrem de important. Nu o să intru în detalii biografice, le cunoaștem cu toți. Cu toții a fost un mare, mare liberal, un exemplu pentru generații și generații. Am avut plăcerea să vorbesc de multe ori cu domnia sa. Și de foarte multe ori m-a sunat. M-a sunat în momente frumoase, când a fost ceva de sărbătorit și m-am bucurat. M-a sunat când au fost momente mai grele și m-a încurajat. Nu m-a sunat niciodată să-mi spună că am greșit, chit că ar fi avut câteva motive. Și asta am învățat de la el. Întotdeauna să-i încurajez pe oameni să dea ce au mai bun pentru țară. Și asta vă rog, dați ce aveți mai bun pentru țară.
Am fost mișcat când am aflat că doriți să-mi acordați un premiu care se numește Garant al Democrației. Și evident mi-am pus la modul cel mai serios întrebarea dacă merit un premiu cu această denumire. Sunt eu un garant al democrației în România? Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc mult! A doua întrebare. Are România nevoie de un garant al democrației? Cred că da. A treia întrebare, un pic mai complexă. Dar de ce are nevoie România de un garant al democrației? Fiindcă avem o Constituție, avem o clasă politică, avem o justiție independentă, avem foarte, foarte mulți români care se bucură că acum trăim într-o democrație, care își doresc să rămână așa și să mergem mai departe. De ce avem nevoie atunci să scoatem în evidență un demers de garantare a democrației? Am mai avut oare în România faze în care ar fi fost bine să existe garanții pentru democrație? Din păcate, da. Am avut în prima jumătate a secolului 20 două dictaturi. Democrația dispăruse. Am avut în a doua parte a secolului 20 dictatura comunistă, decenii de dictatură de un tip foarte dur. Elitele României au fost întemnițate, mulți politicieni, mulți liberali au murit în închisorile comuniste. Mulți români care au avut curajul să spună că vor democrație au fost închiși, mulți au murit în temnițele comuniste. Care e problema cu noi? Care e problema României? De ce ajungem în aceste situații? Ce trebuie să facem să prevenim astfel de situații? Cred că este destul de greu de răspuns la o astfel de întrebare. Voi încerca. Avem o Constituție care reglementează mersul lucrurilor în România. Această Constituție, ca și noi toți din această sală, pornim de la premisa că cei aleși să conducă statul, instituțiile, partidele sunt bine intenționați. Sunt oameni de bună credință care vor să se implice pentru rezolvarea problemelor României. Se presupune că sunt oameni care sunt buni români, buni patrioți, care vor ca României și românilor să le meargă mai bine. Se presupune că oamenii care ajung în funcții importante în politică, în instituții, sunt oameni care vor să funcționeze bine aceste instituții. Întreaga arhitectură a statului se bazează pe premisa de bună credință, bună voință și colaborare loială între instituții.
Și dacă este așa, atunci lucrurile funcționează bine. Dar dacă nu este așa, atunci însăși baza democrației, chiar baza democrației este în pericol. Dacă ajung oameni în conducerea unor mari partide care pun interesul personal deasupra interesului partidului. Și dacă acel partid ajunge la guvernare și pune interesul propriu și interesul liderilor partidului deasupra intereselor românilor, deasupra intereselor României. Și dacă acel partid și acel guvern încep să strice temeliile statului, încep să modifice legile justiției pentru a-și albi propriile dosare, dacă inventează noi și noi metode nemai auzite, nemai văzute pentru a controla toate pârghile din economie, dacă au un dublu discurs, spun una, fac alta. Dacă pun tot timpul interesul propriu asupra interesului public, atunci, dragii mei, suntem în situația în care suntem acum și problema se numește PSD. Oamenii s-au dus la vot în decembrie 2016 votând cu bună credință. Au crezut ceea ce li s-a promis. Doar că din prima secundă s-a întâmplat altceva. PSD-ul abia ajuns la guvernare. Credeți că s-a apucat să îmbunătățească economia țării, să consolideze statul de drept, să facă România mai puternică? Nu! S-au apucat să modifice legile justiției pentru a-și apăra proprii corupți și proprii condamnați penali. Asta au făcut și de atunci întreaga guvernare PSD-istă a fost un întreg asalt asupra statului de drept și a democrației din România. De asta, dragii mei, am ajuns în situația în care ne aflăm acum să căutăm garanții pentru democrația din România. Și bine facem, fiindcă ultimul lucru pe care trebuie să-l facem ar fi să renunțăm. Noi nu renunțăm! Noi luptăm pentru România, noi garantăm România! Nu eu. Noi. Eu, împreună cu voi, cu toți românii de bună credință, noi garantăm democrația în România. Guvernarea PSD-istă a eșuat. Legile justiției au fost modificate, întregul sistem a fost pus în dificultate. Și atunci, ce de făcut? Eu cred că lucrul care trebuie făcut acum este
să le dăm vocea înapoi românilor. Sigur, regula de bază a democrației este că se organizează alegeri. Iar între alegeri, cel ales să conducă țara, să o conducă. Dar asta înseamnă că cel ales să o conducă este de bună credință. Înseamnă că cel ales să conducă țara, conduce țara pentru binele țării și a cetățenilor ei, nu pentru propriul interes. Iar atunci când constatăm că lucrurile nu stau așa, nu stau deloc așa, atunci cetățeanul de rând trebuie să primească un instrument cu care își exprimă dezaprobarea. Acel instrument este tot un vot. Nimeni dintre noi, nu eu, nu voi, nu românii de bună credință, nu dorim să folosim metode nedemocratice pentru a sancționa un comportament nedemocratic al PSD-ului. Nu! Noi dorim să folosim metodele democrației pentru a arăta că așa nu se mai poate. Și nu se mai poate. Guvernarea PSD-istă, și nu vorbesc de acest ultim guvern, un guvern pe care l-am clasificat ca și un accident al democrației. Nu despre asta vorbim. Despre întreaga guvernare PSD-istă. Întreaga guvernare PSD-istă a eșuat. Și, dragii mei, nu este prima. Din ultimii 30 de ani, de la Revoluție încoace, PSD-ul a fost la guvernare cei mai mulți ani. Din cauza PSD-ului, România nu s-a dezvoltat mai mult. Din cauza PSD-ului, România nu s-a dezvoltat mai bine. Între timp, românii și-au dat seama că așa nu mai merge. Avem acum posibilitatea să arătăm că așa nu mai merge. Avem alegeri europarlamentare. Avem, apropo de europarlamentare, o echipă foarte bună la PNL. Am văzut această echipă, am fost invitat acum câteva zile la un mare eveniment organizat de PNL pentru popularii europeni. Am văzut acolo echipa PNL, o echipă foarte tare. Și pentru a da românilor votul înapoi, am început să reevaluez ideea unui referendum. Fiindcă doar așa românii pot arăta că nu mai sunt de acord cu felul în care PSD-ul strică legile justiției, își bate joc de țară, își bate joc de români. Am invitat deja pentru începutul săptămânii viitoare pe foarte mulți români interesați, cu care voi avea consultări pe tema referendumului, fiindcă îmi doresc un referendum bine organizat, bine gândit, un referendum în parteneriat cu societatea civilă, cu partidele politice de bună credință, și împreună cu românii și cu voi. Și ce urmează după?
După urmează alegeri parlamentare și atunci vine rândul vostru, atunci vine rândul PNL-ului ca să arătați românilor cum arată o guvernare adevărată. Și pentru ca Partidul Național să aibă succes pe termen lung, este nevoie de voi. Este nevoie de organizație de tineret puternică, organizație implicată, dornică să schimbe lucrurile în România. Și asta veți face! Mă bazez pe voi. Sunt foarte bucuros să văd atâția tineri dornici, capabili, competenți, care se vor implica pentru un viitor mai bun al României. Vă felicit!